Vreau să spun, Roxana, că ți-am spus-o și pe pauză, doar ascultând povestea, deci netrăind din ce ai trăit tu, mi se pare o chestiune atât de grea și de curajoasă și de... de aproape imposibilă. Iar eu... Tu iei de la capăt de atâtea ori să pierzi trei sarcini, să vii dintr-o familie în care ai suferit foarte tare în urma divorțului alor tăi, să nu-ți dorești să ți se întâmple asta ție și copilor tăi și fix asta să ți se întâmple, nu o dată, ci de două ori, să treci și peste pierderea sarcinilor, care în sine sunt niște traume pentru orice femeie, și să omogenizezi o familie, să spui fetelor care vin acasă plângând că aud pe la școală tot felul de chestii, să le spui, da, aveți tați diferiți, am fost nefericită, și mai ales fraza aia, ne-am despărțit iubindu-ne și atunci a fost concepută fata mea, mie mi se par toate cuvintele astea cu o încărcătură foarte grea. Cum de-aia mi-ai avut puterea să o iei de la capăt, la 35 de ani? Să știi că n-am prea avut de ales. Adică în momentele în care spuneam nu mai pot și pur și simplu, deci resursele mele s-au terminat aici, cumva... Abia atunci se deschidea poarta către acea înțelepciune, acum sunt deșteaptă, în fine, atunci habar n-aveam. Atunci știam doar că ceva se întâmpla și primeam o mână. Exact când eram jos și aproape că mă înnecam, primeam, dar trebuia să recunosc asta. Da, da, tocmai trebuia să nu mai zbat. Că tu de fapt ai avut de ales și ai ales. Evident că am puteai avut să alegi să clachezi, cum aleg mulți oameni. Să rămâi într-o relație nefericită în care el bea, în care ea știa ce probleme sunt. Da, de câte ori n-am discutat aici cu Vulvescu și am dat povețe, sfaturi femeilor care rămâneau acolo de dragul copiilor, de gura lumii. Toate lucrurile pe care eu le spun despre viața mea, nu le spun nici să le preamăresc, nici să mă plâng, ci le spun tocmai pentru că mi-au venit mesaje de la femei care... într-un fel sau altul s-au regăsit în poveștile mele și au zis, dom'le, de acolo mi-am luat curaj să merg înainte. Și atunci n-am nicio problemă să-ți spun asta, dacă folosește măcar unei femei, pentru că și pe mine m-au ajutat alte femei și alte relații. Nu am fost chiar atât de deșteaptă, deci cel puțin într-o relație am stat mult prea mult. Și știu cum se simte atunci și atunci nici măcar nu mai pot să judec femeile care... tărăgă-ne cumva, Roxana, de relație. Dar știi că nu e vorba de deșteptăciune aici. Chiar vorbeam la pauză cu colega mea că e vorba de niște paliere de conștientizare. Sau niște programe. Sau niște... programe. Deci noi suntem structurați de maniera asta. Cu cât avem mai multe experiențe de viață, cu cât citim mai multe lucruri, cu cât ne informăm mai mult, avansăm pe scara asta și avem un grad de acceptabilitate mai mare a vieții. Uitați-vă cât s-a disipat din ideea de familie tradițională în ultimul timp, da? Da, dar să nu trecem în extrema. Ceea ce nu e ok, tocmai. Deci, păi cine spune care este o extremă? Adică nu spun niciodată faceți ca mine. Deci nu spun, Doamne iartă, mă faceți trei copii cu trei tați diferiți. Să vă ajute Dumnezeu și să aveți înțelepciunea și, nu știu cum să spun, deschiderea, să aveți cum mi-am dorit eu, la 18 ani, să-l cunosc pe el și să rămânem fericiți, cum am citit eu prin cărțile cu povești. Dar pe mine, ca privitor, nu mă interesează că tu ai trei copii cu trei tați diferiți. Mă interesează că tu tot timpul ai regăsit puterea să fii happy. Și când n-ai fost, ai știut cum să gestionezi problema. Că oamenii nu... Bine, mulți se grăbesc să judece treaba asta. Da, uite, domnule, are trei copii cu trei tați. Hai să o luăm să o luăm cu începutul. Ba, da, pentru că povestea ei are foarte multe chestii. În primul rând, vine dintr-o familie în care a suferit foarte tare în urma divorțului. Am mai auzit asta și știm că tindem să repetăm modele sau tocmai fugim de ele și atunci nu ne iese. Deși evident că asta mi-am propus. Și chiar ieri stăteam de vorbă cu fata mea cea mare. Eu în copilărie mi-aș fi dorit să am un tată, oarecare nu mă interesa. Nu mă interesa dacă era tatăl meu natural. Vroiam ca mama să se recăsătorească, treaba ei cu cine. Dar a făcut asta, ea a ales tocmai ca să nu riște să fie un tată, în fine, cum mai vedem prin filme, a ales să ne crească singură. Eu însă venind de acolo, am făcut tot ce mi-a stat în putință ca tatăl să nu lipsească. Să faci contraexemplu. Contraexemplu. Cum că ai plătit pentru asta, că n-ai știut ce să alegi. Plătit, și au plătit și ele, cumva, și acum ele se duc în cealaltă. Vezi, aici extremă. Este o chestie foarte interesantă. În loc să investim în călătorie, că tot vorbeai de călătorie, investim în obiectiv. Da. Vroiam să am un tată cu orice preț. Da?
tu ai plecat mai departe în relațiile tale cu obiectivul ăsta. Vreau să am un tată pentru copiii mei, să nu mai trăiesc prin ce... Inițial pentru mine, evident, exact. Primele relații au fost bărbați cu 16 ani mai în vârstă. Însă ai prioritizat obiectivul. Da. Vreau să mă mărit și să am nu un copil, să zicem, să am o familie. Nu ea, durerea ei. Exact. E o mare diferență exact. Între noi ca ființe profunde și durerea. Și n-ai pus preț deloc pe omul. Cu cine fac chestia asta? Și foarte multă lume este nefericită tocmai din cauza că ratează complet călătoria uitându-se la obiectiv. Și mai mult pe rol. Mai mult pe rol decât om. În afară de programul acela, că ai nevoie de un tată, ce program te-a mai ținut în relația aceea despre care spui tu că a durat prea mult sau mai mult decât ar fi fost... Să știi că, apropo ce spuneai, tocmai pentru că eram mai cunoscută, pentru că citisem mai mult, pentru că eram, să spun așa, mai în vizor, asta m-a făcut să rămân în relație. Rușinea. Wow, cum să recunosc că eram dat în bară? Cum? Da, asta e că eu trebuie să lupt. Teama de da, eșec. Eu da. Nu de eșec, de, bă, dar dacă și eu dau în bară, dacă nici eu nu lupt pentru relația asta, dacă nici eu nu fac tot ce-mi stă în putință, păi ce să mai zic că... Nu, femeile care n-au citit la fel de mult ca mine, care n-au acces la toate informațiile pe care le am eu. Deci cumva să știi că a fost că vorbeam de o viziune tricky, de ansamblu. Corect, dar dacă mă gândeam te uiți la viața ta tu... acum de undeva de sus, să știi că ești într-un palier de conștientizare destul de avansat și mai ales de asumare. Pentru că asta... Acum categoric, da. Dar practic de unde a început toată istoria asta? A început de la decizia de a nu trăi viața părinților tăi, de a nu trece printr-o despărțire. Ăla a fost punctul care a generat, poate chiar alegerea partenerului, care te ducea la o despărțire. Subconștient vorbesc, Roxana. Eu mi-am deci, promis... De ce era atât de rău că s-au despărțit părinții tăi și ai păstrat ideea asta de rău, chiar și ca adult care alege partener? De ce atât eu de rău că se despart? La un moment dat, ce am descoperit într-o terapie călătoria, mi-am promis să nu divorțez niciodată. Ce s-a întâmplat? Universul m-a ajutat și nu m-am căsătorit niciodată până acum 4 ani. Ca să mă ferească că de divorț. Că el ți-a respectat dorința. Da. Tu n-ai divorțat niciodată eu pentru divorțat că nu te-ai niciodată. Căsătorit niciodată exact. Până acum 4 ani. Și m-a buvnit râsul când am înțeles asta, șmecheria. Da. Dar tu veneai din niște relații, deci nu căsătorie, relații. Spuneai cu niște bărbați mai mari ca tine, cu mult, și cetățeni italieni. Ai renunțat la totul că ai crezut în iubire și te-ai dus acolo și nu mai erai nimic din ce erai aici. Nu. Și nu numai că nu mai eram eu, el era dezamăgit pentru că eu nu mai eram... El spera să se agațe de mine. Și ce, Doamne, iartă-mă să se agațe de mine, că mă agățam eu de el. Și a fost așa, ne-am găsit ca doi copii care vroiam pe mama și tata și nu mai era nici mama, nici tata. Și trebuia să fim... Tu ai spus foarte interesant acolo că iubirea noastră a început ca în povești și s-a terminat ca în viață, ca în realitate. Despre asta ar trebui să ne învățăm noi copiii, că asta cu poveștile nu ține în viața reală. Bine, se întâmplă într-un procent infim. Și atunci ar fi bine să învățăm să ia decizii corecte și sănătoase pentru ei, nu general valabil. Și eu zic să pună întrebări și să nu mai presupună. Că eu presupuneam că el acolo era puternic și era într-un fel. El presupunea că eu, dacă eram puternic în România, voi fi și în Italia. Și uite așa, cu presupuneri peste presupuneri, fără întrebări, dar pe care nu te învață nimeni să le pui, ne-am descoperit, ok, n-am vrut să ne facem rău, dar zău că ne-am făcut.